Bună! Sunt Renata. Sunt din Odessa, din Ucraina. Astăzi vreau să arăt viața mea din România. Hai! S-a început războiul. Am dat drumul la televizor și am aflat că război. Cu voluntari ne-a dus până la graniță și de la graniță tot voluntari cu autocaruri ne-a dus la București. Și Renata, când a văzut atâta lume, a început tare să plângă, s-a speriat. Și m-a apucat de mine și mi-a zis, unde m-ai adus? Du-mă acasă, ai acasă. M-am învățat anul ăsta să fiu puțin mai caldă. Să nu întrebări numai să am, dar și să aud și îmi spune copilul. Mama mea a fost tot zilele lângă mine, așa. Îți place să facem ceva tot, amândoi din mărgelile, să ne gătim ceva la bucătărie, să facem așa mare tort. M-am dus la școală la Pipera, înainte. Acolo mama a fost învățătoarea și a fost o grupă de copii și a învățat de toți. La școală a fost numai copii ucraineni și eu s-am prietenit ușor, repede cu ei, cu toți. Am fost profesoară la școală de vară, la Pipera. Și Renata a fost elevă la școală, știe. Și am învățat ușor. Și până a plecat la școală de stat. Школу мерг дымятся. Кого Украина, тот аша, как касса.